Bine v-am găsit, dragi telespectatori, vă spunem din studioul Alfa Omega TV la o ediție a emisiunii Alfa Omega în obiectiv. Încep așa și poate și o să termin cu o provocare la rugăciune. E un sezon al rugăciunii. Toamna aceasta e o toamnă în care se stabilesc direcții, destine, se aliniază lucruri și cred că toți simțim acest lucru, avem în duhurile noastre atât legat de biserică în care suntem, de lucrarea în care suntem, de națiunile cu care avem legătură și cu România special. Urmează alegerile în România, e o situație tulburărântul mijlociu, în America, în toate zonele, în toate locurile se fac alegeri. Alegeri nu în sensul numai de alegeri electorale, ci alegeri în sensul de opțiuni, de direcții, de raportări la Dumnezeu, la voia lui Dumnezeu. Bine ar fi să ne raportăm cu toți la Dumnezeu și vreau chiar să începem cu o chemare pe care Mirela a pregătit-o pentru rugăciune, pentru începând din finalul, din partea a doua lunii octombrie și noiembrie, legată de alegerile din România. Dar eu vă îndemn așa și am avut așa gânduri să punem sau să nu punem acum la începutul octombrie această chemare la rugăciune. E timpul să ne așteptăm, e timpul să ne rugăm de pe acum, pentru că acum se fac aranjamente, alegeri, poziționări, nominalizări. E timpul să purtăm în rugăciune destinul României încă de pe acum. Mirela Pețan cu o chemare la rugăciune, la care vă îndemn să fiți pregătiți. Rețeaua de rugăciune pentru România și Alfa Omega TV vă cheamă în perioada 21 octombrie, 8 decembrie 2024, la 7 săptămâni de post și rugăciune pentru România și pentru Biserica Domnului din țara noastră. În fiecare zi la ora 6 dimineața și la ora 21, 9 seara, să ne rugăm în unitate pentru cel puțin 10 minute pentru țara noastră și pentru Biserica Domnului. Ne vom focaliza în principal pe rugăciuni pentru alegerile care urmează în România, pentru viitorul președinte al țării și pentru viitorul parlament al României și nu în ultimul rând ne vom ruga și pentru Israel. Așadar, 21 octombrie, 8 decembrie 2024, 7 săptămâni de post și rugăciune pentru România și Israel. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Așadar, pe partea a doua lunii octombrie, începând de atunci, sunt câteva săptămâni în care vă îndemnăm noi de aici, în Alfa Omega TV, să vă rugați pentru destinul acestei națiuni, pentru aranjarea națiunii române pe linia pe care Dumnezeu o vrea, atât ca raportări interne, cât și externe, cât și legislație. E important ca România să fie în planul Domnului pe mai multe direcții, chiar și în cel despre Israel, de care vorbim mai mult și despre care vreau să vorbesc și în continuare. După cum știți, în luna septembrie am avut o conferință rugăciune pentru Israel, am avut multe contribuții și acolo și aici au fost multe rugăciuni proclamative și am dat în emisiune trecută un mesaj special de la Cindy Jacobs pe care vreau să-l reînsărăm acum în acest moment aici pentru că vorba despre rugăciune. The Lord reminded me, and I know many of you know the Psalm 122 where it says pray for the peace of Jerusalem and then the promise may those who love you be secure. May there be peace within your walls and security when you're within your citadels. That's quite a promise. You know, there's a little story maybe you don't know about. You know, the United States has worked with Israel for many years. And historically, there's even books that have been written called Eye to Eye. And it actually records when the U.S. has been a friend of Israel and then when we have not, and it, our economy has gotten shaken, we've had disasters. When we move away from blessing Israel and blessing Jerusalem, it's pretty shocking to see. It happens so many times that actually a whole book has been written about it. So I just want to encourage you, Romanians, encourage the government, and I know that you are being a friend. But just how important and what will happen for Romania and the surrounding nations that do the same and pray for the peace of Jerusalem and so that God says that he can bless us. And this is what the Lord says for Romania. Since you have been a friend of Israel and since you have stood and prayed and blessed Israel, I am going to do some pretty amazing things for you. And the Lord says, as long as you elect leaders, and I don't know anything about your election, if you're running for office, who's running for office. But the Lord says, if you will stay fast
and elect leaders who are pro-Israel, I will bless the economy. And now this is what I see. As you're becoming the more pro-Israel, and I know you've been strong with Israel since the beginning as a nation, but as you stand, you're going to begin to see Romania will once again be the breadbasket, a breadbasket for Europe. I see agriculturally that the crops are going to produce double and triple. And so the Lord says, it's time to pray, it's time to bless Israel. And as long as you do, you're going to see the land itself will rejoice. You're going to see the crops. I don't know what all you grow, wheat and so forth. But the Lord says, you are a very important hinge in the history of Europe, and God is going to cause new innovations, new developments. I see that Israel is going to come with diplomatic relations and bring new innovation even to Romania because of your alliances. Fă o investiție înțeleaptă. Investește în Împărăția lui Dumnezeu. Pune o sămânță a credinței în lucrarea Alfa Omega. A fost Cindy Jacobs cu un mesaj pentru România și pentru Israel legate cele două. A fost două module care le-am pus așa împreună. A și observat acest lucru și e important ca rugăciunea dumneavoastră pe care vă îndemn încă o dată să le aveți în acest final de an, să purtați rugăciune și destinul României și alinierea României la planul Domnului cu Israelul și la pacea Ierusalimului și la lucruri care țin de Israel și de poporul lui. Vedeți că foarte multe națiuni se încrâncenează, să zic așa, se aliniază împreună, fac unanimități sau decizii la curțile cele mai înalte de justiție pentru a fi împotriva Israelului, pentru a delegitimiza Israelul, și acest lucru îl vedem cu ochii noștri. Și Biblia ne spune, Israelul va rămâne singur. Am încercat în emisiunile noastre să vă prezentăm aceste lucruri. Acum vreau să vă supun atenție o emisiune poate mai rămasă, în centrul atenției noastre. Ziua se apropie, unde ați văzut că în ultimele săptămâni am difuzat foarte multe emisiuni care au de-a face cu Israelul, cu înțelegerea vremurilor, pentru că nu putem separa Israelul de înțelegerea vremurilor. Vă propun o scurtă secvență dintr-o emisiune, Ziua se apropie, unde ca invitat este Andrew Tucker, care ne vorbește și ne-a vorbit pe parcursul mai multor emisiuni de acolo, din fața Curții Internaționale de Justiție din Haga. Another aspect of this advisory opinion is the approach that the court takes to international law itself. And we believe that actually this decision is not going to advance international law, but is undermining the structure of international law. One of the most important parts of international law is the stability and security of states. If you hear this opinion, you would think that international law is just about human rights, it's just about self-determination rights, it's just about international humanitarian law. The court picks up history in 1967 and completely ignores the history prior to 1967. There's no explanation about why the Jewish people are there. There's no explanation of how the state of Israel came into existence. There's no explanation of how the state of Israel was attacked by the Arab states in 1948, how it was attacked again in 1967. There's no understanding about the security needs of the state of Israel. Instead, the court puts all of the attention on the Palestinians' right to use violence to assert their rights to self-determination. There's no recognition of the needs of the sovereign state of Israel to secure its territory, to have secure borders, and to secure its citizens against attacks. And this is a very one-sided approach to international law, which, as we say, will undermine the security of states, not only in the Middle East, but generally. If the new legal regime is simply about decolonization and the removing of occupation,
then we've ignored a very important principle of international law, uti possidetis juris, which is the foundation of many states in the world. A fost Andrew Tagăr cu o scurtă secvență dintr-o emisiune Ziața Proprii. Urmăriți-o săptămânal, colega noastră Codruța Burghele face efortul să aducă materiale proaspete în care să vorbească, să vă ajute să înțelegeți vremurile. E important să știm în ce vremuri trăim și să luăm decizii pentru viața noastră în conformitate cu aceste vremuri în care trăim. Acum însă am vorbit despre niște decizii legislative, au fost recomandări în luna trecută de la Haga, de Curtea de Justiție de la Haga, care au fost preluate nu mult timp în urmă de Națiunile Unite și care l-a transformat într-o dispoziție legală ca o recomandare obligatorie pentru toate națiunile, parte din Națiunile Unite, ca să provoace Israelul, să oblige Israelul să-și retragă prezența din Samaria Iudeea și din Ierusalimul de Est. Însă noi, imediat după deciziile de la Haga, de la Curtea de la Haga, de unde l-ați văzut pe Andrew Tagăr vorbind vă puțin, am scos o carte, o am în mână, fundamental defectuos. Chiar într acest scurt moment de un minut publicitar vreau să vorbesc despre această carte, destul de importantă, unde arată o parte mai puțin vorbită de noi despre partea legală a dreptului Israelului. Cartea are mai pe final niște pagini color, de aia este poate puțin mai scumpă, cred că costă vreo 30 de lei, dar cred că veți înțelege ce e cu Israelul, cum e cu Israelul din punct de vedere legal, lucruri mai puțin dezbătute în bisericile noastre. Cam atât la acest moment publicitar, după care revenim. Acum să vă propun să urmăriți o scurtă secvență, o prezentare de carte de un minut autorului acestei cărți, Paul Trochil. L-am întâlnit la o conferință pentru lideri pe care a găzduit-o undeva într-o zonă între Aiut și Cluj, o biserică mai mică a lui Rufus Wainwright din Cluj. Hello, my name is Paul Trochil. I'm the author of this book, The Believer's Ministry. I wrote the book because as a pastor for 22 years, I've kept getting the same question over and over. Pastor, I know God has something for me, but I don't know what it is. This is a simple step-by-step book that will help you find the perfect will of God. I discovered that the highest measure of God's grace is found in the perfect will of God. And God has a perfect plan for you. I'm working together with Rufus Wainwright, doing a leadership retreat for pastors here in beautiful Romania. And if you contact Rufus Wainwright on the internet and ask for this book, we can get you this book for free. We love you, we bless Romania in Jesus' name. Paul Trochil, am și o carte în mâna mea despre care v-am vorbit, o broșură în fond despre slujba fiecărui credincios. Cred că, așa după cum spune și cartea aceasta și cum v-a spus și Paul, fiecare credincios în secunda imediat următoare a convertirii lui trebuie să fie conștient că este chemat să aibă o slujbă. Cartea aceasta o puteți comanda la noi, dați un telefon, la telefonul de pe ecran. Este promovată de Alfa Omega, bineînțeles, în parteneriat cu Centrul Creștin Familia Credinței din Cluj, Napoca. Acum, la această conferință despre care poate o să mai vorbim mai mult, la care am fost și noi parte așa mai mic, pe care am promovat-o și pe care am înregistrat-o și am pus-o online, am fost și noi parte acolo. Și pe finalul conferinței, animatorul conferinței, pastorul acestui centru creștin din Cluj, Rufus Wainwright, a avut un cuvânt, printre multe altele, și despre Alfa Omega TV. Ne știm de multă vreme, de 20 de ani. Un cuvânt de încurajare pentru Alfa Omega de la Rufus Wainwright în finalul acestei conferințe. It is really a pleasure for me to be in relationship with Alpha Omega. They started just a few months, 30 years ago this year. My wife and I moved here 30 years ago this coming January. And soon after we got here, supernaturally God put us in contact with Alpha Omega. And since then, we've had many contacts. They've published a book for us, worked at different conferences already, Don Clowers. So I'm looking forward to future collaboration, work more with Alpha Omega than I have in the past, because they reach you. Alpha Omega reach multitudes. I get a few here and a few there. So I'm just thanking God for our supernatural connection and proclaiming that it will grow. Bless us in the work God's called us to do. Bless you for the work, but bless the nation and elsewhere where your broadcast is received.
A fost Rufus Wainwright, vă spuneam, a avut loc numai cu vreo două săptămâni o conferință pe care noi am preluat-o live, este pe YouTube dacă doriți să revedeți aceste lucruri. A fost, chiar dacă a fost vreo 50 de participanți, a fost așa foarte apropiată, foarte provocatoare. Eu, sincer să fiu, am luat multe notițe. Cred că a fost o rearanjare a lucrurilor, a priorităților, a lucrurilor de bază în viața fiecărui slujitor, această conferință combinată cu un retreat pentru lideri. Și vă recomand și eu încă o dată această carte, Slujba fiecărui credincios, a lui Paul Trochil, și în timp ce eu vorbesc pe ecran este și un link dacă doriți să revedeți din lucrările acestei conferințe. Vreau să vorbesc pe ultimele minute despre dimensiunea profetică. Noi promovăm din greu cu dimensiunea profetică. Chiar astăzi la întâlnirea de rugăciune am citit ceva despre faptul că să nu neglijăm profețiile și să păstrăm ceea ce ni se pare bun din recomandările lui Pavel către Tesalonicen. Și e important să știm că Duhul profetic este Duhul lui Iisus și să înțelegem că El ne vorbește și astăzi. Vreau să înserăm aici o scurtă contribuție pe care am lăsat-o în această vară într-un sat, în Unten, județul Botoșan, cu Valeriu Chiribuța, un lider pentecostal al locului pe care l-am înregistrat cu mai multe mărturii, cu mai multe module. Iată o lucrare profetică care a avut-o despre românii care sunt provocați de multe zone ale Europei să revină în țară, pentru că Domnul are de lucru cu ei aici. Cu privire la venirea multor români, eu văd foarte bine lucrul ăsta. Îl văd că românii vin, văd ce se întâmplă în exterior, pentru că și eu am fost și știu cum e. S-a întâmplat un lucru pe care pe mine mă doare. Aici au luat un avânt creștinii, pocăiți, ca să înțelegem. Au luat un avânt unii cu exteriorul, cu străinătatea. Și sincer să fim, nu în toate părțile ne cresc. Și din contra ne scade. Ne scade. Și unii vin care înțeleg cuvântul lui Dumnezeu, se întorc. Care văd că încep din ceea ce au avut să nu mai aibă, vin să-și folosească ce au. Și e un lucru foarte bun. Asta este doar părerea mea, pentru că văd așa pe ansamblu între frați, cum era înainte puterea Duhului Sfânt, cum se lucra, cum se lucrează acum. Și când în exterior acolo te duci și stai la muncă, că muncești, știți cum e vorba scripturală, la faraon atunci le-a luat șcări, le-a mărit cărămizile, dar le-a luat paiele. Așa și aici, le dă mult de muncă și nu mai are timp de alte lucruri. Și cam din cuvântul lui Dumnezeu se pierde și Dumnezeu prin descoperiri accentuează mult că poporul a slăbit. Și Dumnezeu iluminează pe unii, eu văd bine lucrul ăsta și să știți că e de valoare. Dumnezeu luminează pe câte unul, doi, trei, deci nu spun eu câte unul că e prin vorbirea mea. Și să întorc în țară. Bine fac. Bine fac. Și e foarte bine și de cei care lucrează, dar să știe cum să lucreze. Eu le-aș da un sfat la tuturor care sunt în exterior să lucreze. Avem scris în Scripturi, dacă va voi Domnul. Și toată lucrarea aici merge. Un an, doi, mă voi duce și voi face cu tare lucru. Dar s-au făcut cam multe. Deci au cam depășit nivelul. Și eu vreau să spun, lucrarea lui Dumnezeu cu privire la noi, ca țară, ca România, Dumnezeu vorbea cu ani în urmă că va lăsa mari binecuvântări peste țara aceasta dacă poporul înțelege și dacă poporul stă în rugăciune și va lăsa lucrurile la care i-a intrat. Pământești. Deci e vorba de lucrurile pământești. Pentru că unii vor rămânea gunoi de îngrășat pământ străin. Eu aș vrea ca noi să vedem cerurile, să fim strămutați în împărăția Fiului Dragostei. Lucrăm și afară, lucrăm și aici, că se poate lucra. E adevărat, la noi în țară e greu. Dar românii care sunt în exterior, marea majoritate, cu care vorbesc cu foarte mulți de afară, înțeleg. Dar încă mai au mici neajunsuri, mici lucruri de completat. Și mă gândesc așa, vreau să spun doar un lucru. Cred că eu parte din el, cam îl văd împlinit, că văd că vin străinii la noi. Eram în Roma, la cel mai mare patronat, adică cea mai mare fabrică de încălțăminte din Roma, și ne-am dus să-i punem acolo niște plăci, eram cu băiat de la Suceava, să-i punem două plăci de faianță și o gresie i-am schimbat lui și un robinet trimis de patronul nostru. Și a zis așa, eu când eram ca voi, ne-am dus valul ăla de italieni, vreo 600 de mii sau cât în America. Dar noi de acolo ce am strâns, am venit în Italia, am pus bani și noi toți am ridicat Italia.
La voi e altceva. Și eu știu ce înseamnă greu. Vine vremea. Vine vremea când voi veți pleca din Italia, dar noi italienii vom veni în România să lucrăm. Că se vor întoarce lucrurile. Și am început să-i spunem de pocăință. Nu le avea el, nu înțelegea el de treaba asta. Dar au zis, văd că ci vom merge în România, se va schimba multe lucruri. A fost Valeriu Chiribuță și slujitorul Domnului din Unteni, județul Botoșan, cu o revelație profetică legată de o chemare pe care Domnul are pentru mulți români ca să se întoarcă în România. Profit de acest moment ca să am un scurt moment promoțional. La acest moment promoțional vă prezint Dragostea și Profeția, o carte nouă, cum îi spune și subtitlul, Ghidul Fundamental al Protocolului Profetic. E important ca anumiți credincioși care au o chemare, care au acest dar, acest duh profetic și nu numai. Fiecare credincios trebuie să opereze în acest dar, să comunice cu Dumnezeu, să înțeleagă voia Lui și să acționeze ca atare. O carte nouă al Dan McCallum, urmează și alte cărți din aceea serie, dar aceasta este prima dintr-o serie mai lungă de daruri profetice. Și tot la capitolul promoțional vreau să vă prezint, am aici al 6-lea volum, Eroii Luminii, un album DVD. Sunt 3 povestiri biblice pentru copii de eroi ai credinței creștine. Cei care ați cumpărat primele 5 module pe care le-am aici pe masă, sigur vă bucurați și așteptați de mult să apară al 6-lea volum. Dați un telefon la telefonul de pe ecran sau intrați pe online și observați aceste module. Eu vă prezint și celelalte 5 volume anterioare. Multe dintre dumneavoastră le aveți. Sunt albume DVD, nici nu știu cum să le prind. Fiecare are minimum 3 filme sau 4 despre eroi credinței creștine care au slujit în diverse locuri în lume. Și cred că o încurajare mai bună ca aceasta nu se poate. E timpul să reconsiderăm slujirea noastră, fie că o facem în fața unui calculator, în media, la școală, într-o biserică, fie că o facem în zone puțin accesibile, cum majoritatea din acești eroi al luminii au făcut-o. Pe finalul emisiunii vă îndemn, cum o fac de câteva ori în ultima vreme, să urmăriți emisiunile noastre informative, fie că e vorba de Alfa Omega în obiectiv, dar în principal știrile Alfa Omega. Ziua se apropie, de care am vorbit mai mult în această emisiune, Mapamondul Creștin, Jerusalem Deadline, mai multe emisiuni informative care necesită timp, energie. Eu vă provoc să sprijiniți și emisiunea aceasta de cuprare de realitate, care se bazează pe materiale care sunt primite din diverse colțuri din întreaga țară și așa pe finalul emisiunii, eu vă las de pe acum, dar pe finalul emisiunii vă recomand să urmăriți un minut, două din emisiunea de cuprare de realitate cu colega noastră Amalia, care o prezintă, o introduce, dar cu gândul, aveți un email info pe ecran, @alfaomega.tv, să ne trimiteți materiale, să ne dați de știre că aveți un material valoros înregistrat în zona dumneavoastră, o campanie de evanghelizare, o mărturie într-o biserică, un îndemn la rugăciune, toate acestea care pot să aibă loc în emisiunea de cupaj din realitate. Vă las pe mâini bune, Dumnezeu să o binecuvânteze, o scurtă scrivență de un minut din emisiunea de cupaj din realitate pe care vă îndemn să o sprijiniți și căreia să-i trimiteți materiale. Rămâne și fiți mai departe parte din lucrarea Alfa Omega TV. Bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii de cupaj din realitate. În următoarele momente vom viziona cele mai importante, valoroase și de actualitate subiecte preluate din materialele pe care voi ni le-ați trimis din toată țara și pentru care vă mulțumim. Tinerii care au participat anul acesta la tabăra Peniel au avut parte de o învățătură amplă pe tema persoanei Duhului Sfânt. Vorbitorii i-au învățat despre lucrarea Duhului Sfânt și ce dorește El să facă în viața fiecăruia. De asemenea, a fost arătat și scopul exact pentru care Duhul Sfânt a fost dăruit. Vă invit să ascultați mesajul transmis de pastorul Mircea Reteșan Junior despre misiunea Duhului Sfânt. Haideți să vedem câteva lucruri pe care vreau să le împărtășesc cu voi și vreau să vă întreb ceva înainte să merg în alte detalii. Când rostesc cuvântul misiune, ce se întâmplă în mintea voastră? La ce vă gândiți voi? Nu-mi dați răspunsul, dar gândiți-vă la lucrul acesta. Când auziți cuvântul misiune, la ce vă gândiți? Pentru că sunt un om care
am umblat și continui să umblu în multe cercuri, în multe adunări, în multe contexte și ori de câte ori vorbesc despre misiune, oamenii au mentalități diferite cu privire la cuvântul acesta, misiune. Când vorbesc despre misiunea lui Dumnezeu, oamenii au perspective diferite. Și asta pentru că suntem diferiți, așa cum Ani spunea, am crescut în contexte diferite, în biserici diferite, învățăturile nu au fost întotdeauna cele îndreptate în direcția aceasta și de multe ori dacă nu tratăm exact ce înseamnă misiunea lui Dumnezeu, s-ar putea să vă vorbesc despre misiune și în mintea mea să fie ceva, dar în mintea voastră să fie cu totul altceva. Așa că aș vrea în primul rând să tratăm lucrul acesta și să înțelegem de fapt ce este misiunea sau la ce ne referim. Care este lucrul acela pe care ar trebui să-l avem în vedere atunci când vorbim despre misiunea lui Dumnezeu și mai concis în această sesiune despre misiunea Duhului Sfânt. Misiunea creștină, dragilor, se referă la efortul nostru al creștinilor de a propaga, de a propovădui credința pe care noi am primit-o, de a împărtăși învățăturile Domnului Iisus Hristos, oamenilor care încă nu au auzit sau tuturor celor care sunt dispuși să audă ceea ce noi vrem să le spunem. Pentru că noi nu suntem din aceia care să lovească ușa cu piciorul și să intrăm cu forța în viața unui om. Amintiți-vă ce spunea Domnul Iisus. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, eu voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. E alegerea fiecărui om dacă vrea să împlinească sau nu vrea să împlinească. Dacă vrea să stea și să mă asculte sau dacă vrea încă să se gândească când își strânge cortul și când merge acasă. E alegerea fiecăruia dintre noi. Ce facem în următoarele minute cu mesajul acesta. Dar ceea ce trebuie să știm, foarte important, în centrul activității noastre misionare, a evangelizării noastre, a misiunii noastre, nu stă o agenție, nu stă o tabără, nu stă o biserică, nu stă un păstor, nu stă un cult, fie el cultul penticostal din România, ci este Iisus Hristos. Lăudați să fie Domnul! Fă o investiție înțeleaptă. Investește în Împărăția lui Dumnezeu. Pune o sămânță a credinței în lucrarea Alfa Omega.